Dacă ți-aș demonstra că Jador are pe altcineva, ce ai face? Păi ce să-i fac? Normal că lasă să fie cu cine îi. Dar aveți cuvântul meu de onoare niciodată. Știu ce vorbesc și ați fost și voi și nu i-am dat de înțeles că aș vrea să fiu cu el. Ce faci, mă, cerți acum? Fiindcă nu cred că am intrat eu sau cineva din clasa asta peste tine în camera roșie, da? V-ați certat, de ce? A zis, hai să încerc să te fac geloasă. Și am zis, nu mai face chestia asta. Orice fată care s-a apropiat de Mădălin, None, ai avut grijă să o îndepărtezi tu. Tu ești motivul nefericirii lui None. Mădălin, tu te simți bine în preajma Marinei? Nu știu dacă este un băiat care nu s-ar simți bine în preajma ei. Mădălin, tu dacă o să-ți dorești să faci cuplu, nu o să ții cont de suferința Biancăi. Nu, niciodată, Andreea, clar, nu. Pentru că eu sunt responsabil de fericirea mea, eu doar eu, nimeni altcineva. Mădălin, nu este de joacă. Eu sunt Andy acum. Cine? Tu ești Roxana. Hai, eu sunt Roxana. Da. Andy, ești cel mai frumos bărbat. Ce faci, iubito? Bine, tu ce faci? Bine, tu? Ți-am pregătit o surpriză, fată. Ia. Yeah. Haide, să stăm amândoi. Stai ca o fetiță, nu ca un bărbat. Păi și tu stai ca un bărbat. Eu stau ca un bărbat, că eu sunt Andy acum. Haide, descalță-te. Să mă descalț? Da, repede. Ha. Ești Roxana, da? Da. Îți place, am pregătit iubita mea. Da, și de șosete? Da, dau alte șosete. Ha. Poftim șosetele. Da. Vreau să fim șosetele mele astăzi, din corpul meu. Da. Îți plac ochelarii mei, iubito? Da, foarte frumos. Fundiță, ce frumoase sunt. Iubire, vrei să-ți dau o gură? Da. De tort. Am mâncat tort, îți dai seama, mănânc numai dulce. Uite. O să mă îngraj. Ai, ce dacă. Stai că am luat ceva. O secundă. Că tot e joc, Sana. Gata, fă așa. Nu-ți place, iubito, cadou meu? Ba da, da. De ziua ta ți-l-am luat. Ba da, iubitule. Fii atent. Și acum ce fac? Iubirea mea. Stau așa? Roxana. Mai am un cadou special pentru tine. Da. Ca să-l porți în bagaj oriunde te duce. Deschide cheița. Asta? Da. Bi, o să dăm foc aici, dacă nu te ridici. Îți faci șosetele? Da. Și ce să fac aici? Ce e ăla mic? Al... Ninge iubire peste el. Da? Ce să ții? Tot un cadou? Da, să-l port mereu, iubito, peste tot, oriunde te duce. Te iubesc, Andy, și fac orice pentru tine. Mult? Da. Să știi că am început să simți ceva pentru tine, iubito. Din ce în ce mai mult. Da. Și o să-ți fac și mai multe cadouri și surprize. Da. Stai că nu stau bine, fata. Așa. Înțelegi? Da. Stau chiar mine. Da. Bine rămâne. Vreau să zic că îmi place cum stă în alb. Și mie, și mie, și cu rochițe. Că mereu te, ne asortăm, tu ești negru, e un alb. Îmi place mult când dansezi, iubito. Ești bombă. Zic, dar vreau să-mi faci fiecare zi de mâncare, că mi-e foame, mănânc mult rău, eu 4 mese pe zi mănânc, știi? Da, da. Trebuie știu să mă hrănești. Sportiv, știu. Trebuie să mă hrănești mai mult. Da. Ce bine a râs fata azi. Ești bombă. Ești bombă, știi ce ți-aș face? Alo, alo, eu vă râs acum, Brăila. Știi ce ți-aș face eu? Vorbește, Andy. Eu sunt fata de la Zobozia. Te-aș iubi toată viața mea, fata mea. Nu mă pui, măi, nu mă pupi. Haide, alo. Măi, Andy, nu mă pot. Da, iubito. Îmi dau îmi viața place pentru cum tine. Stai pe tocuri. Ca da. O panteră, fată. Ca o panteră? Aha. Uh-huh. Dar eu cum sunt? Vrei să-i vină, da.
Se aduc să-ți cumpere ochii, pantofi. Haide! Hai! Haide! Haide, hai! Să-mi iei pantofii. Îți iau pantofii? Da. Și mi-i pun în picioare. Cumpăr ea cadou. Și cadou, Andy. Te rog, ia-l și pătero. Leau și pătero. Da? Da. Fii atentă, să fii mai cu minte și să nu mai vorbești cu toți băieții, să nu mai faci gelos. Hai. Gata, băiatul meu. Așa prietenește, că după aia ce zic că e după aia, îți dai seama, e greu. Haide, alo. Hai, pas lobozie. Te ador, iubita mea. Hai să te învârt. Ah, da să te învârt și eu, da să te învârt și eu, iubitul meu, odată. Hai, pa. Pa. Să vorbești cu fetele despre vorbesc, mine. Vorbesc, acum. Vezi așa cum vor. Așa cum vor, hai. Hai, hai să te pup, cutia. Vine, iubitule. Viața dăm mea. Cutia. Dăm cutia. Viață. Viață, ia cadourile, viața mea, ce faci? Nu mai pot, nu mai am mâini, Andy, lasă-mă, nu mă brusca, Andy. Roxana, Roxana, o floare de la mine pentru tine, viața mea. Nu mă brusca, nu mă brusca. Hai. Te iubesc, fată. Te pup. Pa. Te pup, Andy, ești cel mai frumos, te pup, Andy. Te iubesc, fata mea. Gata, fetilor. Cum a fost? Bobo! Cea mai șmecheră iubită astăzi, nebune! Ce ai dat să poartă în picioare? A? Ce ai dat să poartă în picioare? O prăjitură și am găsit cu floare. În picioare ai dat o prăjitură? Ce? În picioare ai dat prăjitură? Cu mine vorbești acum sau? I-am dat o floare, o prăjitură. Și am făcut și un dans cu ea. Cum? Șosetețele și da, și am dat și lui niște șosete cu fundițe. Cine e această ciupercă? A, pe ea e acum? Ce ți-a luat, frate? Ce ai primit, fată? Un cățeluș? Uite câte, cu câte a venit, frate. Tocuri. Trebuia să iau tocurile. Eu am fost acum, am fost Roxana și a fost Andy. Înțelegi? Eu, tu. Îți plac fundițele mele? Da. Foarte frumoase, nu? Da. Uite, am primit tot tort. E? Yeah. Da, alt tort. Și Adidas și te unde sunt, frate? Adidas și mie sunt la Andy, frate, în camera cealaltă. Cum adică la Andy? Fetelor, voi sunteți fete acum. Ce? Da. Ce faci, frate? Ești ței tocuri? Nu cred așa ceva. Băi, nu cred așa ceva. Sunt 43. Băi, ia dă-mi asta jos, mă, de la gât. Mi-a pus băi, floare în piept. Ce-am făcut? M-am însurat? Gata. Fuh, acum azi Roxana din nou. Lasă-mă cum pleacă el cu... S-a dus în șosițele? În șosițele, în șosițele alea cu fundă la spate albe, cu dantele. Dale mele cu ou sunt mai șmechere. Omletă. Și-a găsit prietenul de când căuta. Mușcă. Ia. Mușcă. O mă ce. Ia uitați-vă, fetelor. Mușcă. Ia. O să faci așa cu mâna cu ăla. Ia vezi. N-aștept să faci surpriza mai repede? Da, că i-am dat mâncarea mai devreme. Eu nu fac chestii romantice acum, că nu-i făcut-o? Cazul. De ce ai mai făcut-o? Mi-am făcut-o, nu-i că doar abia aștept. Faci un prieten cu Bogdan? Meu, să zic, abia aștept să-l văd. Dar ești ultima. Da. Aole, nu mai pot, deja am transpirat. Și băi, să joacă cu cățelul. Îl chem în cameraro și pe Ricardo. Ricardo, are cine o fie? Da. Opa! Oare cine? Bună an! Băi, n-am loc ocaz, băi, frate. Zici? Crezi? N-am loc ocaz. Lui... Ralu, cu imache, imache. Următoarea fata duce pantofii. Hamă, da, dă-ne. Da. Ai avut loc ocaz, fratelu? Ia, dă-i și șosete. Eu i-am zis pe cheme. Să nu te simți... Bine că ți-ai dat copiii care ai scăut tu, mă. Da, mă, da, lasă că-s curat. Znoi, mă. Znoi. Raluca a vrut să mă cheme pe mine, dar am zis, cheamă-l pe Ricardo, că se simte aiurea. Da, zis-o. Ai zis-o de la tine. Da, lasă-te, cheamă-l pe să-l faci fericit. Ce fericit. Ce fericit. Pune mersi, spune mersi. Băi, ești fericit, mă? Bogdan, băi, ești fericit, frate? De copil. Eu l-am dat semnal la stângă. Obligatorii la stângă. Dacă ți-ar demonstra că își adorare pe altcineva, ce ai face? Păi ce să-i fac? Normal că lasă să fie cu cine îi. Dar aveți cuvântul meu de onoare niciodată. Știu ce vorbesc și ați fost și voi și nu i-am dat de înțeles că aș vrea să fiu cu ea. Ce faci, mă, cerți acum? Fiindcă nu cred că am intrat eu sau cineva din clasa asta peste tine în camera roșie, da? V-ați certat. De ce?
A zis, hai să tân, să încerc să te fac geloasă. Și am zis, nu mai face chestia asta. Orice fată care s-a apropiat de Mădălin, None, ai avut grijă să o îndepărtezi tu. Tu ești motivul nefericirii lui None. Mădălin, tu te simți bine în preajma Marinei? Nu știu dacă este un băiat care nu s-ar simți bine în preajma ei. Mădălin, tu dacă o să-ți dorești să faci cuplu, nu o să ții cont de suferința Biancăi. Nu, niciodată, Andreea, clar, nu. Pentru că eu sunt responsabil de fericirea mea, eu doar eu, nimeni altcineva. Mădălin, nu este de joacă.